Vești proaste de la Institutul Național de Statistică. Inflația a crescut din nou în luna august după ce în iulie a înregistrat o ușoară scădere. Astfel, prețurile de consum în luna august 2018 comparativ cu luna august 2017 au crescut cu 5,1%. Inflația a revenit pe creștere după ce în iulie scăzuse la 4,56% de la 5,41% în luna iunie. Creșterea din august a înregistrat pe fondul majorării cu 6,78% a prețurilor la mărfurile nealimentare, cu 4,15% a celor alimentare și cu 2,61% a serviciilor față de august 2017. Rata anuală a inflației calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum este de 4,7%.